Protestul s-a transformat în câteva minute într-o ceartă, ai cărei protagoniști au fost Miron Cosma și mai mulți cetățeni de etnie romă, care l-au acuzat că a onorat invitația pentru care are anumite interese ascunse. Aveți un interes. N-am niciun interes, omule. Tu ai înțeles că n-am niciun interes? Băi, tu ai înțeles că mie mi s-a făcut un dosar, da? N-aveți decât o singură reclamă, suntem 3.000 de suflete, domnule, Mahalaua asta. Și nimeni n-a reclamat că ne poluați. Eu repet, eu reprezint organizații. Aveți interes personal? N-am niciun interes personal. Și cum v-ați de pentru o singură persoană? De ce nu s-a făcut reclamație? Da, da, pentru o singură persoană s-a făcut. De ce? Pentru o persoană respectivă? E ceva... Nu iau, nu iau. E ceva la mine. Te rog să nu mă jignești, ai înțeles? Eu nu fac din asta. Nu, altceva nu. Eu te-am jignit. La 3.000 de suflete care sunt aici. Vezi că te lau în judecată pentru calomnie. Pentru ce? Pentru calomnie. Păi dovedește că am luat bani. Aveți un interes. Miron Cosma a prezentat un document prin care le-a arătat oamenilor că este vicepreședintele unei asociații de protecție a mediului, dar localnicii nu s-au lăsat intimidați și au continuat să-l acuze pe Cosma. N-am niciun interes, n-am nici, sunt vicepreședinte la Organizație de Viață Mediu Sănătate, pardon? Și eu sunt reprezentantul comunității române. Da, să fiți sănătoși și asta am spus și eu. Discuția a degenerat și s-a ajuns la subiectul sensibil al mineriadelor, moment în care Miron Cosma s-a aprins și mai tare și s-a ajuns la amenințări cu procese pentru calomnie. Cosma și-a dat seama că prezența lui în zonă deranjează și s-a retras, flancat de jandarmii care au venit să potolească spiritele.